Serviciul de urgență 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori în prima jumătate a acestui an. Cele mai multe astfel de apeluri s-au înregistrat în județele Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. Spre exemplu, în doar 6 luni, un adult din Olt a sunat la 112 de 22.456 de ori, folosind două cartele SIM Prepay. Apelurile efectuate în această perioadă reprezintă peste 20% din numărul total al apelurilor din județ. Îngrijorător este faptul că sunt de 10 ori mai mulți adulți care sună abuziv la 112 decât copii. În perioada ianuarie-iunie 2021, conform statisticilor Serviciului de Telecomunicații Speciale, numărul de urgență 112 a fost apelat de 4.896.261 de ori, dintre care mai mult de jumătate, respectiv 58,86%, au reprezentat urgențe, iar 42,14% au reprezentat non-urgențe. Din totalul apelurilor non-urgente înregistrate în primul semestru, un număr de 231.919 au fost apeluri abuzive. Sunt situații în care, chiar dacă nu au o urgență reală, persoanele sună la 112 pentru a glumi, pentru a aduce injurii operatorilor sau apelează numărul de urgență fără a spune nimic. STS face apel la populație să sune la 112 doar când au cu adevărat o urgență, când sunt în pericol viața, proprietatea sau mediul. Apelarea abuzivă a serviciului de urgență 112 se pedepsește cu amendă de până la 2000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4000 de lei.